Băi, ce rău îmi pare de Doru. Da. Ai văzut cum plângea? Da, cu muci. Doamne, eu nu l-am văzut niciodată așa. Păi mă uitam la el și mi se rupea sufletul. Tu stai seama că el nici n-a putut să mănânce prăjitura aia? Cred că nu îi se ducea, știi? Sărac. Da. Vrei? Da. Vezi că dacă pune mama mâna pe ele, le pune la păstrare. A. Pentru zile negre. Stai liniștit că asta nu mai prin jumătate de oră. Nu mișca. Am fost jefuiți. Nu pot să cred. Am fost jefuiți, Flori. Ajutor! Flori, salvează-mă! Sau fugi! Sau ceva! Vezi că am fost jefuiți! Ajutor! Ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am fost jefuiți! Ce? Cum? Ce-a dispărut? Păi nu știu că eram cu prăjiturile astea, nu știu! Revistele și figurinele mele! Alea n-au dispărut. Le-a luat doamna Luminița la ea în cameră. Poftim! Ca ce? Prizoniere sau ce? Ca să joace cu ele sau... Dacă prin faptul că le pozează și le pune pe net asta înțelegi... Le pune pe net ca să ce? Ca să le facă vedete, tu ce crezi? Bine? Da. Bun. Mami! Mi-ai văzut tu cumva figurinele? Tu le-ai luat! Stăpâne Vladi! Vladiatorul! A fost oribil! Ne-a sechestrat cu ela! Ați ajuns la timp! Da, Cruella o să le vândă să facă rost de bani. Nu, n-ai îndrăznit! Da. Tata, vrea să-mi vândă figurinele! Zici și tu ceva! Mie vrea să vândă biscurile, ce să mai zic? Da? Păi... Bine ați fost în stare să punem mâna pe moștenire? Trebuie să facem bani cumva. Nu vrei să negociăm? Ai ceva la schimb? Tu ai ceva la schimb? Bani, suflet curat și dedicat ție! Eu pot să ți-o dau pe Flori? Na, dacă vrei să te scapi de Flori, vrei să mă plătești tu pe mine, nu eu pe tine. Da, dacă o pun pe Flori la regim, îți dai seama cât ar însemna asta pentru economiile noastre? Imediat, zic. Aha. Ai figurina. Lasă pe așa. Nu. 3 din asta. Pentru restul, lasă că am eu pe cineva în minte. Potențial cumpărător. Cineva cu viziune. Și eventual cu mulți bani. Chiar știi pe ceva de genul ăsta? Da, scălesc. Perfect! Ce faci? Uite, aștept să văd ce scoate un prost pe gură. Tare! Poți să aștept și eu cu tine? Nu mai e nevoie. Pe bune, Vladi. A, tu la mine te referi. Da, amuzant. Să știi că nu m-am supărat pe tine. Ia auzi. Ia că tu ești surioara mea. N-ai febră? Nu. Te iubesc. Delirezi? Din dragoste pentru sora mea, da. Și ca să-ți arăt cât de mult te iubesc, vreau să-ți ofer ceva. Uite astea. Sunt cele mai de preț figurine pe care le am și vreau să-l ofer ție. Le-ai scuipat. Nu. Ce inocentă ești. Nu, că le-ar scădea valoarea. Nu. Astea sunt cele mai de preț pe care le am și eu nu le merit. Vreau să le ai tu. Dar ce vrei? Banii pe ele? Ok. Și atunci? Da, mama, da, că ea e cu încasatul, să știi. Ce? Cum ce? Astea sunt figurine de colecție. Da, costă 1000 de coco fiecare. Ce am înnebunit la cap? Crezi că am delirat? Am făcut bine, dar ce înseamnă 1000 de coco pentru tine? Da, Vlad, ești incorrigibil, efectiv.
Ai auzit, Flori, sunt incredibil! Oh, hai, pleacă coase de aici, te rog eu mult de tot. Mi-a ieșit planul. Ce naiba mă fac? Nu știu, e problema ta. Problema mea, Lenuța, este că mi-e foame. Ce avem de mâncare? Hai! Ce asta? Cereale forța cu lapte. Ce? Reale forța cu lapte. Astea-ți dă la un leu? 2 lei. Ce înseamnă asta? Ordine de la doamna Luminița. Trebuie să facem economie. Vezi? E și problema ta. Lumi! Oh! Vrei să faci o pauză de masă? 3 lei. Nu, Vladi, pleacă cu astea. 5? Treaba ta. Aole, te rog eu frumos, Mircea, nu mai ofta atâta că m-am scos din stărită și te vând și pe tine pe internet. Gata, hai, lasă-mă pace. Cine să mă ia pe mine de pe internet? Tu știi cum s-au vândut vinilurile tale ca păina caldă? Tu cumpără tot felul de ciudățenii oamenii pe internet, tot felul de tâmpenii. Vin de la Sergiu. Mi-a supărat, m-am simțit foarte prost. De ce? Crezi că ce-a pățit lui Violeta e din cauza noastră? Hai, lasă-mă cu Violeta asta, că cerșește mila atâta. A făcut infarct, Luminița. Pe bune? Pe bune. Pe bune? Pe bune, pe bune. Hai, săraca de ea. Săraca. Mă, dar ce norocoasă e! A rămas și cu moștenirea și a făcut și atac de cord, adică unul cu bani și doi, toată lumea o să-i caute în coarne acum. Vreau și eu, Mircea, vreau și eu. Mircea, vreau. Ce? Un infarct? Da. Băi, Luminița, deci gata! Gata! Da? Eu te-am înțeles cu economia, dar până la mâncare, da? Și sărac și flământ nu se poate. Fetele mele cu ce o să crească? Cu cereale? Ce zile rațe? Să mănânce cereale? Mircea, fii atent. Fii atent ce tare, că ăsta e momentul să fac eu acum un atac de cord, înțelegi? Zi, ce Flori, haide, zi, bagă din astea cu sărăcia și cu foametea și cu economia. Zi, lovește. Mă haide, uite, gata. Ce, infarctul? Da, face. Uite. Nu o face, nu avem noi noroc. Uite, mă doare. Pe bune, Mircea, cereale. E un moment greu, dar trece.